Lăudat să fie Domnul! Amin! Fapt că știm lucrul acesta, suntem aici în dimineața aceasta și doresc ca binecuvântarea Domnului și Duhul Sfânt să ne exerciteze pe fiecare dintre noi, să stăm înainte celui ce poate să curățească, să stăm în fața celui care poate să ierte și acela care poate să dăruiască mântuirea, și acesta este Domnul Iisus Hristos. Lăudat să fie binecuvântarea! Amin! Înălțăm numele Lui și în dimineața aceasta pentru curările Lui pe care le-a revărsat peste noi. Amin! Deschidem cuvântul Domnului pentru timpul de invitare dimineața aceasta, cu respect să ascultăm cuvântul Domnului la Psalmul 93. Un cuvânt al Domnului pe care ne cheamă dimineața aceasta, cu responsabilitate să stăm înainte celui care împărățește, acelui care este Domnul al Domnilor și Împărat al Împăraților, iar noi suntem cei care trebuie să ne smerim și în mod special Dumnezeu să ne dea putere de sfințire în dreptul fiecare dintre noi. Amin. Amin. Psalmul 93. O să dăm o rugăciune finală, într-o rugăciune comună la finalul citirii. Și apoi, fratele Botica Hanti, va cere binecuvântarea Domnului pentru închidarea din dimineața aceasta. Domnul împărățește îmbrăcat cu măreții. Domnul este îmbrăcat și încins cu putere. De aceea Domnul este tare și nu se clatină. Scaunul tău de domnie este așezat din vremuri străvechi. Tu ești din veșnicie. Lăudați să fie numele Domnului. Râurile buiesc, Doamne, râurile buiesc tare, râurile se umflă cu putere. Dar mai puternic decât vuietul apelor mari și mai puternic decât vuietul valurilor năfrase și ale mării, este Domnul în locurile cerești. Mărturiile tale sunt cu totul adevărat. Sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul când vor ține vremurile. Amin. Amin.